Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem zodiile pentru luna ianuarie 2024, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Și m-am gândit la ceva. Asta va fi pentru luna ianuarie 2024, dar m-am gândit, în loc de a posta o singură dată zodiile pe toată luna, practic, o dată pe lună, m-am gândit să fac videouri de genul ăsta pentru toate zodiile, de mai multe ori în aceeași lună, atemporal, ok? Fără o perioadă anume, valabil oricând. Bun, haideți să începem. Știți că eu fac de obicei zodiile nu în ordinea respectivă, în ordinea mea. Bun, haideți să începem cu zodiile de foc. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Berbec în luna ianuarie 2024? Evenimente importante, evenimente importante. Se pare că pentru cei din zodia Berbec aici aveți de-a face cu o persoană. Este o gelozie foarte mare aici. Cineva este foarte gânditor aici referitor la o chestiune ce ține de partea financiară. Văd o despărțire, o separare, un divorț. Cineva este într-un partaj aici. Cineva, dacă sunteți persoane căsătorite, divorțați și sunteți berbec cu berbec sau sunteți berbec cu taur, berbec cu fecioară, văd că divorțați și există un partaj. Un bărbat aici este înnebunit de gelozie, un bărbat aici este disperat. Posibil să fi prins bărbatul ăsta cu să te uiți în exterior pentru cineva din zodia Berbec. Persoana asta poate te-a înșelat, te-a trădat, a plecat cu altcineva, a fost o trădare financiară, o trădare pe partea de dragoste, iar văd că cineva aici primește o dreptate în legătură cu o persoană care, din câte văd, bărbatul ăsta nu se simte foarte bine, are mustrări de conștiință pentru ceea ce ți-a făcut. Este un bărbat pe care îl lua de conștiința vis-a-vis de o trădare foarte mare pe care a făcut-o față de tine. Tu dacă ești berbec aici și te uiți, ia cum rezonează, tu poți să fii persoana care, pentru doamne în special, pentru că văd că orice ar fi domnii din zodia berbec, adică tu ai de-a face cu un bărbat din zodia berbec care a făcut asta, dar din câte văd are persoane alături, este cineva care te-a trădat cu familia. Este cineva care te-a trădat cu un grup de bărbați. Este cineva care a făcut o trădare în masă. Cineva care a discutat trădarea asta la o masă cu trei bărbați înainte, ori cu familia lui. Aici e o chestiune care rezultă cu o iluminare a ta ca femeie. Și anume, iluminarea ta este că ai avut o persoană falsă în casă. Iluminarea ta este că vine veste cu dreptate vis-a-vis de acest bărbat care avea, ca să spunem așa, o amantă, ducea bunuri de la tine la o amantă. Pentru câțiva dintre voi, persoana asta este și căsătorită și are copii, iar asta a fost o trădare mult prea mare. Nu văd că ierți persoana asta. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Săgetător în luna ianuarie 2024, evenimente importante pentru cei din zodia Săgetător, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, luna ianuarie 2024, Săgetător. Aici, sigur, ai de-a face cu cineva cu litera C și F, ok? Cineva este născut aici în 81, pe data de 12, pe data de 20. Aici este o schimbare foarte mare. La tine este o schimbare foarte mare. Eu văd că tu îți faci în primul rând o schimbare de loc. Afli cine a fost o persoană foarte falsă lângă tine. Văd că nu te mai interesează colaborarea cu un grup de oameni. Realizezi că ai alături de tine un grup de oameni falși, și anume anumite persoane care au părut că sunt prieteni sau persoane care au părut că-ți vor binele sau persoane care au fost colegi de muncă și așa mai departe, persoanele astea s-au dovedit a fi persoane false. Poate fi chiar și cineva foarte apropiat ție sau cineva cu care tu ai trăit. Ideea este, pot fi, ca să spunem așa,
trei prietene sau trei colege de muncă, bărbați, femei, deși mie mi-apar femei, este o chestiune care pur și simplu te lasă rece și spui cândva am fost prieten sau cândva am ajutat persoana asta sau cândva am fost alături sau cândva... Există o dezvăluire aici, o dezvăluire cu referire la faptul că nu vrei să mai ai de-a face cu un grup de prieteni, cu un grup de oameni. Este o cineva aici spune, nu vreau să mai primesc persoanele astea în casă, nu vreau să mai am de-a face cu persoanele astea. Pentru foarte mulți dintre voi a fost o relație, exact, o relație în care posibil ați colaborat financiar sau posibil a fost cineva lângă voi care v-a trădat din punct de vedere financiar. Este cineva care v-a urmărit afacerea foarte mult timp, poate chiar ați trăit cu persoana asta și persoana asta a făcut tot posibilul ca să vă trădeze. Dar aud aici că cineva cade în propria cursă, pentru că aici a fost o trădare foarte mare din partea unei persoane care tu ai trăit, ai considerat-o o persoană foarte apropiată, dar în tot acest timp persoana asta s-a jucat cu inima ta. Este cineva care are un nou început blocat și tu ai o vindecare în față, pentru că aici a fost un vărsător ascuns în toată situația asta. Faptul că ai cineva din gemeni, balanță, vărsător, o să spună un adevăr referitor, uite, am vorbit mai devreme despre berbec, referitor la un berbec mai tânăr decât tine, referitor la cineva din pești. Cineva o să spună un adevăr aici care o să-ți aducă ție lumină în vederea acestei situații ale tale. Pentru că tu ai crezut orbește în cineva aici. Ai crezut orbește într-o persoană. Poate că din cauza faptului că ai fost orbită de dragoste, n-ai văzut ce fel de persoană e lângă tine. Dar aici vorbim despre cineva care te-ar fi trădat oricum. Cineva care... o făcea chiar sub nasul tău, o persoană care nu se gândea că vreodată ai să te prinzi de lucrul ăsta, deși persoana asta stătea falsă în fața ta, deci cum se spune, pe scaun falsă în fața ta, este un bărbat, bărbatul ăsta, sau ia cum rezonează, bărbatul ăsta stătea fals în fața ta la masă cu tine și tu erai cumva într-o situație în care aveai capul în nori, foarte îndrăgostită. Cineva aici plănuia să se căsătorească cu tine pentru lucruri financiare. În spate exista o chestiune de rivalitate. Persoanele din familia acestui bărbat nu te-au plăcut. Aici cineva spune felul următor. Aici cineva dă o lecție ce persoane, exact, bărbatului ăsta și pe cine are pe lângă el. Cineva spune... Nu te privește religia mea. Sau nu te prive... Cineva încearcă să te corecteze și să spună că ceea ce faci tu nu este creștin. Sau încearcă să te judece după aparențe. Sau încearcă să te judece după felul tău de a fi. Sau după cum te exprimi. Sau exact ce spuneam la videoul de ieri. Și anume, ce te interesează părerea lumii. Cine este într-o atât de drept să arunce cu pietre și să judece cealaltă persoană? Sau de ce să-și permită lucrul ăsta? Sau de ce cineva să interfereze cu viața altcuiva? Ok? Asta e situația de aici. Nu te interesează părerea nimănui. Dar tu aici vei da o lecție de viață cuiva, arătându-i, practic punându-i oglinda în față, sau punând oglinda în față unor persoane, care te judecă după ceea ce faci din punct de vedere material sau după cum te prezinți sau cum vorbești sau cum te îmbraci, cum te aranjești și așa mai departe. Tu spui unor persoane aici, crezi tu că Dumnezeu a fost în situația asta aici în care tu ai făcut lucrurile astea urâte față de mine pentru că cineva te acuză. Cineva, tu ai fost o persoană liniștită care a tăcut foarte mult timp și ai avut foarte mult bun simț față de persoana asta. Posibil să-ți fi fost soț, partener, cineva care te-a așteptat foarte mult. Tu îi dai o lecție foarte aspră acestei persoane, ok? O lecție foarte aspră de ținut minte. Pentru că cineva aici a încercat să fie un bărbat foarte autoritar, cineva a încercat să te manipuleze foarte mult, cineva a crezut cu tărie că ești foarte naivă.
și că va duce la infinit acest lucru și că niciodată nu o să te ridici în fața acestei persoane cu putere și să-i spui persoanei astea în față, pentru că aici ai de-a face cu un narcisist care manipulează toată lumea din jur și consideră că trăiește într-un bazm, ok? Dar nu e bazm, e realitate. Bun. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu, cei cu ascendent descendent, Luna, Marte, Venus, Nodul Nord, Nodul Sud, Lilith? Luna ianuarie 2024, evenimente importante, Leu. Cineva aici iubește flori de portocal, santal, ai un parfum extraordinar de frumos aici. Bun. Să știi că la tine aici, la Zodia Leu, urmează o perioadă extraordinar de frumoasă. A fost o perioadă foarte dezechilibrată în care a trebuit să elimini din viața ta tot ce n-a mai fost de folos. Divinitatea aici, mesagerul, aud Arhanghelul Gabriel, mesagerul, care a adus mesaje importante în viața ta vis-a-vis de faptul că tu trebuia să te pregătești pentru o curățire importantă. Curățirea asta avea de-a face cu persoanele care erau în jurul tău și nu te lăsau să continui misiunea ta din punct de vedere spiritual, aud, sau pur și simplu să-ți continui viața în liniște. Aici ai avut de-a face cu un bărbat disperat de gelozie și invidie după tine, cineva cu care tu nu ți-ai mai dorit să fii. Este cineva care a avut o ură nejustificată, să spunem așa, pe tine, vis-a-vis de stabilitatea ta ca femeie, vis-a-vis de faptul că tu nu ai acceptat, ca să spunem așa, comportamentul acestui individ față de tine și ai desconspirat planul sau n-ai fost de acord cu o persoană aici care a încercat să te manipuleze în nenumărate rânduri și te-a făcut să plângi foarte mult, te-a făcut să te crezi tot timpul vinovată, a mers pe premiza că poate să continue la infinit astfel. Este cineva care a făcut chestiunea asta și în trecut și cu alte femei, ok? Și a considerat că o să-i meargă la infinit cu tine. Aici nu o să spun pe mai departe ce se întâmplă în luna ianuarie cu persoana asta, pentru că este cineva care este într-o disperare încât nu mai rezistă. Cineva ți-a făcut o chestiune atât de urâtă încât conștiința îl mănâncă, pur și simplu, îl mănâncă. Este cineva care nu concepe, exact ăsta este mesajul pe care l-aud, nu concepe că tu vei fi fericită și o să fii fericită. Și persoana asta, n-o să accepte, văd că este cineva care... Nu o să comunic mesajul ăsta. Suferința ta o să treacă sau a trecut. O să mergi mai departe. Asta a fost planul divinității pentru tine, să-ți arate exact ce trebuia să elimini în viața ta, aducând o perioadă, ca să spunem așa, zbuciumantă sau zbuciumată, ca tu să reușești să înțelegi că energia ta trebuie să o ții pentru tine și pentru ceea ce trebuie să faci și că cineva aici era un vampir energetic și îți consuma tot timpul energia, resursele, tot timpul te ținea într-o stare de slăbiciune, tot timpul făcea treaba asta. Mediul tău, în ce ai trăit tu, trebuia să se schimbe. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu în ianuarie 2024, evenimente importante? Cuiva i s-a întors roata pentru toată răutatea pe care a arătat-o față de tine. Faptul că te iubești pe tine și ești o persoană atât de încrezătoare în tine și cineva tot a încercat să spună sau să-ți dovedească în față nu, că tu nu ești persoana asta importantă, dar de ce te crezi atât de frumoasă, dar de ce vrei să fii așa? Deci aici a fost pură gelozie și invidie. Aici a fost pură gelozie și invidie din partea unui individ sau unor indivizi sau unor persoane din jurul tău care au avut ceva cu tine pentru faptul că ești o persoană care te iubești, ești o persoană iubită de ceilalți, ok?
cineva a stat în zona eremitului cu atâta conflict vis-a-vis de tine, de ce ai tu reușită? De ce ai tu reușită? Clar. Ce te așteaptă frumos pe lumea norie? Celebrezi. Celebrezi o nouă relație. Celebrezi un nou început și o vindecare. Celebrezi o nouă cale. Celebrezi faptul că vei avea un succes extraordinar de mare din punct de vedere financiar și că toate greutățile tale s-au încheiat. Și asta este valabil pentru toți leuții. Cred că ați citit și prin, ca să spunem așa, la zodii, la astrologie, că următorii 5 ani este gloria și fericirea leuților. Okay? Toată greutatea ta și karma ta s-a încheiat. Lecțiile tale karmice s-au încheiat. Aici era important să faci treaba asta ca să închizi ușa trecutului. Pentru că erau resturi din trecut care se mai agățau de tine. Și pentru că trebuia făcută curățenie ca tu să poți să ai un nou început cu o persoană nouă, într-un loc nou, pentru alții dintre voi, ca să reușești să poți să avansezi pe partea materială sau să-ți duci misiunea la capăt, pentru că cineva aici încerca să te ruineze. Clar. Bun, o secundă. Bun, haideți să vedem pentru zodiile de pământ. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Taur, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna ianuarie 2024, evenimente importante Taur. Aici un adevăr iese la suprafață pentru cei din zodia Taur în legătură cu cineva din Rac, Capricorn și Pești. Nu mai vrei să ai de-a face cu persoanele astea. Consider că cineva te-a tras în jos în legătură cu viața ta. Aici, clar, sunt foarte multe conversații care o să aibă loc și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolvi. Cineva se opune unui final aici, dar finalul are loc. Cineva a făcut foarte mult rău aici, din câte văd. În Capricorn te-a trădat foarte tare cineva din Rac, Capricorn, iar cineva aici, ca să spunem așa, posibil dacă te uiți din exterior și ai de-a face cu cineva din zodia Taur, ok? Să spunem că ești Leu, Capricorn, Balanță, Scorpion. Tu ai o întrebare, tu te întrebi, oare persoana asta din Taur m-a trădat? E un bărbat. Realitatea este că da. Și o să afli că bărbatul ăsta te-a trădat și are un regret enorm că a făcut treaba asta. Suferă. Lui s-a părut o joacă. Bărbatul ăsta e un bărbat mai tânăr decât tine. Lui s-a părut o joacă să te trădeze să facă lucrurile astea, dar lucrurile au luat o amploare mare din câte văd. Împreună cu cineva din Gemeni aici. Treaba este foarte serioasă. Cineva trebuie să dea niște explicații și cineva se opune unui final, dar finalul are loc, pentru că cuiva i s-a întors, cineva ți-a făcut aici foarte mult rău. Lucruri oculte, răutăți, a vorbit foarte urât despre tine, dacă te uiți din exterior. Iar dacă ești taurii, acum rezonează care a fost situația aici la tine. Dacă ai avut încredere în cine nu trebuia și te-ai alăturat cui nu trebuie, aici este un mesaj specific pentru cineva că aici toate minciunile ies la suprafață. Exact. Minciunile ies la suprafață în legătură cu o mare trădare. Văd și o femeie din zodia săgetător aici. Uh-huh. Și mai mult decât atât, dacă ești femeie și te uiți din exterior, taurul ăsta s-a jucat foarte mult. Poate ești taur cu taur. Deci cineva are încetinire financiară și regretă enorm că te-a trădat în dragoste. Indiferent ce zodie fiind exterior și ești pentru taur, sau ia cum rezonează, bărbatul ăsta te-a trădat foarte tare și regretă enorm că a făcut-o. Vreau să văd de ce regretă cu 9 de săbii. Este cineva care are probleme cu legea foarte mari. Regretă că a avut încredere în cineva din Gemeni, Balanță, Vărsător. Regretă că te-a vorbit urât. Regretă
regretă că ți-a adus o pierdere financiară și s-a alăturat unor persoane de la o instituție. Aici a fost o instituție, ori un grup de oameni. Regretă că i s-a părut o glumă. Exact. Am spus, dacă ești zodie de foc și te uiți din exterior pentru un Taur, adevărul iese la suprafață foarte rapid. Foarte rapid iese la suprafață. Aici aud că cineva, practic, victoria este a ta. Victoria este a ta, care ai fost nedreptățită. Dar aud că aici o să fii foarte uimită, pentru că tu ai vrut până în ultima secundă să crezi că Taurul ăsta nu a avut de-a face cu această trădare. Da. Cineva aici este, dă piept cu realitatea. O persoană aici dă piept cu realitatea, pentru că s-a opus acestui final. Cineva a avut un stil de viață dezorganizat aici. Cineva a pus foarte mult preț pe vicii de străbălare, etc. Și s-a opus acestui final. Și o persoană ți-a făcut rău aici, aproape pot să o spun inconștient, într-o stare de euforie. Dar de ce ți-a făcut? De ce ți-a făcut persoana asta în Taurul? Pentru bani. De ce? Și mai mult decât atât, dacă sunteți căsătoriți, persoana asta a vrut să-ți ia copilul, a vrut să facă o chestiune de genul ăsta, să ajungă în instanță și să-ți ia copilul. Sau să spună că nu ești o mamă bună, că nu ești o persoană, poate cineva din Scorpion, Capricorn, că nu ești o mamă bună, că nu ai avea grijă de copiii tăi, că nu ar trebui să rămână copiii cu tine. Wrong, total wrong. Persoana asta o să regrete enorm. Cineva ți-a trimis citații peste citații sau scrisori peste scrisori sau a încercat, uite, clar. Poate fi un bărbatul ăsta are probleme cu legea. Este un bărbat care iubește să petreacă sau a iubit să petreacă foarte mult, dar cineva are probleme foarte mari cu legea. Și văd că o să sfârșească într-un mediu de genul, pentru că persoana asta, pentru multe dintre voi, poate chiar nici n-ați avut nicio treabă cu acest bărbat mai mult decât o relație trecătoare, iar cineva aici te-a urât, pur și simplu a avut o obsesie. Diavolul cu moartea este o obsesie și o trezire la realitate vis-a-vis de obsesia asta, când persoana asta era, uite, disperat de gelozie, un bărbat disperat după tine, un bărbat într-așa fel de gelos și obsesiv, încât el n-a conștientizat ce rău și-a adus în primul rând lui. Ok? Vestea vine foarte rapid către tine și o să fii foarte uimită dacă tu ești din exterior sau ești Taur și ai de-a face cu Taur, Fecioară, Capricorn. Pot să spun că poate nu va fi chiar o durere, nici nu vei fi surprinsă, dar vei fi foarte dezamăgită să vezi că de fapt intuiția ta ți-a spus corect că această persoană din Taur te-a trădat cu adevărat împreună cu alte persoane. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Fecioară, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, luna ianuarie 2024, evenimente importante, Fecioară. Lucrurile nu mai stau la fel pentru tine, aud. Schimbare de direcție. Ai avut încredere în cineva din gemeni, balanță, vărsător, balanță, foarte mult văd și persoana asta te-a trădat. Este un divorț aici și o separare. Faptul că cineva te lasă la greu, tu ca bărbat din Fecioară sau și ca femeia, cum rezonează, tu ai avut încredere foarte tare. Ai avut încredere foarte tare într-o femeie aici. Iar femeia asta, din câte văd, tu ești într-o perioadă de greutate. Și ai făcut niște sacrificii pentru cineva destul de mari. Iar sacrificiile astea pe care le-ai făcut față de persoana asta, nu știu la ce etalare am făcut eu la zilnic odată, care se potrivește foarte mult cu chestiunea asta aici, cu regele de monede și regina de săbii. Pentru că o femeie aici se sustrage din toată situația asta, lăsându-te pe tine cu toate greutățile pe cap, când tu ai făcut practic
să-l numim și așa, ai făcut niște eforturi din punct de vedere financiar pentru femeia asta sau ai făcut ceva ceea ce ți-a cerut, ok? Aici este o chestiune de cum am putut să am încredere, chiar persoana asta cu care eu trăiesc, persoana asta cu care eu am trăit. Exact. Schimbare de direcție, vei fi cu altcineva. Aici o nouă relație. Tu, persoana asta în care tu ai avut încredere și ai văzut-o ca o persoană foarte iubitoare, de fapt era regina de săbii. De fapt era o persoană fără scrupule și de-abia atunci când ajungi la greu, poate picând din punct de vedere financiar, având niște probleme sau pur și simplu nu mai ai ce să-i oferi sau pur și simplu ai nevoie de ajutor, ok? Persoana asta se sustrage, iar tu o să realizezi că toate sacrificiile pe care tu le-ai făcut pentru persoana asta s-au dovedit a fi în zadar și este și durerea și dezamăgirea, dar și trezirea ta. 10 de săbii? Da. Tot ce ai considerat tu vreodată familiar, poate chiar un vărsător, tot ce ai considerat tu vreodată familiar, poate chiar ai un copil cu persoana asta, ai considerat familiar sau că e al tău sau că este zona ta de vindecare sau că ai toată încrederea din lume în persoana asta, greșit total. Aici cineva plănuie să aibă un început cu o altă persoană, o persoană aici aștepta ca tu să ai probleme, ca persoana asta să aibă un nou început. Exact. Cineva te-a manipulat ca tu să faci niște lucruri rele, ca apoi femeia asta sau bărbatia cum rezonează să aibă un nou început în dragoste cu altcineva. Deși există o karma acolo foarte mare, ok? Ce karma are regina să lăsă? 7 de săbii pentru minciunile pe care le-a spus. O instituție. Adică eu aud aici, în primul rând este divorțul, tu vei divorța de persoana asta. Tu ai creat o greutate al cuiva sau ai trădat pe altcineva sau ai, nu chiar trădat, hai să spunem, ai omis sau ai trecut pe lângă o ofertă serioasă care era foarte importantă pentru tine, o persoană care te iubea cu adevărat, ok? Pentru această persoană care de fapt s-a dovedit a fi o persoană falsă. Este ca și cum cineva aici pune totul în tine, ok? Depune cel mai mare efort. E o persoană falsă și anume drăgălașă, afectoasă, implicată, dar cu acea manipulare subtilă pe care cu toți o cunoașteți, ok? Iar la greu, când se întâmplă ceva, se întâmplă ceva cu tine aici și tocmai că universul ți-a făcut treaba asta ca să vezi cum te lasă persoana asta la greu. Bun. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Capricorn, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith? În luna ianuarie 2024, Capricorn. Un conflict aici s-a terminat. Vine foarte multă fericire, adevărul iese la suprafață, tu spui adevărul și asta aduce o eliberare, fie extraordinar de frumos, cele mai frumoase cărți au căzut la tine. Ai un nou început în dragoste atât de frumos, un nou început în dragoste cu o persoană nouă, după ce ai realizat care este drumul tău, ok? Adevărul tău aduce eliberare într-o situație în care practic ți-ai pierdut dragostea pentru cineva. Pur și simplu, divorțezi sau termini o relație cu cineva, ai spera foarte mult la o persoană aici din Taur, Gemeni, dar situația s-a dovedit o chestiune falsă. Probabil că ai avut încredere în cineva sau ai iubit pe cineva foarte mult aici. Turnul a căzut deja prin faptul că tu spui adevărul sau prin faptul că tu ai scos la lumină. Faptul că ai suferit foarte mult din cauza unei persoane și ai așteptat persoana asta foarte mult. Cineva a preferat să aleagă orice altceva, oportunismul, aventuri, etc. Iar când vine vorba, o secundă. Iar când vine vorba de tine, persoana asta niciodată n-a investit în tine. Aici e o nouă dragoste.
o nouă dragoste foarte frumoasă cu o persoană pe care o cunoști printr-o instituție. Ok? Este o chestiune care ți aduce o bucurie foarte mare. Treci și printr-un eveniment neplăcut din punct de vedere financiar, dar cu o creștere foarte rapidă. Dacă ai avut o căzătură sau o pauză în care n-ai avut un loc de muncă și ai stat în zona eremitului, sau ai avut o pierdere financiară, sau deplătit ceva, sau deplătit un credit sau ceva, ai și te ridici, ok? Și un conflict s-a terminat și ieși din singurătate, așteptai de foarte mult timp să ai o relație stabilă cu cineva și asta îți aduce universul ce ți-ai dorit cel mai mult. Dar mai aud că universul îți comunică că el a avut un plan pentru tine, Dumnezeu a avut un plan pentru tine, ca tu a trebuit să pierzi ceva ca să câștigi ceva. Ăsta este mesajul. A trebuit să cadă ceva ca să aibă loc un nou început. Să realizezi tu adevărul ca să poți să te desprinzi de cineva pe care l-așteptai de foarte mult timp. Repet, Taur, Gemeni sau Scorpion. Așteptai persoana asta atât de mult încât ori să dărâm o instituție întreagă. Să dărâm o instituție întreagă sau o familie sau un neam care te ataca în continuu, nejustificat, din umbră, aud. În frunte cu un Taur. Dar asta ți aduce eliberare și mai mult decât atât te-a scos și din zona de confort și te-a făcut să realizezi cât de prețioasă este viața ta. Pentru că tu ai avut o perioadă foarte mare de depresie în care ai simțit că nu mai poți să continui sau în care ai simțit că nu mai poți să mergi mai departe pentru că pur și simplu lucrurile sunt foarte grele sau că persoana asta nu te iubește sau n-a fost reciprocitate sau ai trăit în umbră într-o confuzie, nu știai ce să mai crezi, nu știai încotro să te uiți, nu știai cine practic, nu știu cum să spun, așteptai, erai într-o stare de stagnare și universul a spus gata, a venit timpul, trebuie să cadă turnul ăsta ca tu să realizezi adevărul și să poți să te deplasezi, să-ți deschidem ușile către un nou început, pentru că te așteaptă o nouă dragoste, dar tu n-ai fi fost pregătită pentru acea nouă dragoste dacă nu ai fi realizat adevărul ăsta. Noua ta dragoste, cavalerul de săbii și asul de cupe. Noua dragoste începe acum, de lună în Capricorn. Nu se termină luna în Capricorn până nu-ți cunoști dragostea adevărată. Și ăsta e un lucru foarte frumos. El știe, este și luna ta. Ok? Indiferent aici că ești, uite, văd soarele, ca ascendent în leu, luna în cap, că ești leu cu luna în Capricorn, sau că ai ascendent în Capricorn și ești leu, sau că ești Capricorn și ascendent în leu și ai luna în Capricorn, indiferent cum ai fi, unde ai Capricorn, este luna ta, în care toată karma și lecțiile tale karmice s-au încheiat. Și ăsta a fost punctul culminant. Ia să vedem, noua ta dragoste, luna și... Noua ta dragoste vine, ți-am spus, cunoști persoana asta printr-o instituție, o persoană mult așteptată, justiția, la un drum cunoști persoana asta, la un drum. Cine este persoana asta care o să începe o relație de dragoste atât de frumoasă? E să știi că este o dragoste foarte sinceră în care va exista reciprocitate și este cineva care o să te iubească foarte mult. Și o să te protejeze și o să te respecte foarte mult. Și văd ceva la long. Adică asta e persoana cu care tu ai să rămâi definitiv. Ok? Cine este persoana asta? Este o persoană de casă. Este o persoană care te apreciază pentru ceea ce ești și pentru... Auzi? Faptul că ești foarte calmă, faptul că ești foarte... responsabilă. În primul rând este cineva aici care este foarte atras fizic, va fi foarte atras fizic de tine, dar cel mai mult ce va iubi persoana asta la tine este sufletul, caracterul și gândirea ta, ok? Și mimica feței tale, gesturile tale, felul în care vorbești, felul în care te exprimi, ok? Cine este acest bărbat? Să vedem. Regele de cupe. Poate să fie o zodie de apă, ok? Cu steaua. Poate să fie o persoană cu haină de stat.
sau poate să fie o persoană publică, sau poate să fie cineva care pur și simplu cu steaua este pe destinul tău. Bun. Haideți să trecem la zodiile de aer. Bun, haideți să vedem pentru cei din zodia Gemeni, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith. Ce vă așteaptă în luna ianuarie? Poate ai de-a face cu ceva din vărsător. În ianuarie, foarte multe lume. Conversez cu foarte multe lume. Aici văd foarte multe persoane care discuți. Dar este o discuție de discordie din câte văd. Ianuarie 2024. Gemeni. Ai de-a face cu cineva din RAC, Berbec aici. O persoană mai tânără din Berbec sau RAC, ok? Este cineva aici care te-a mințit foarte mult în legătură cu o femeie. Este cineva care a spus foarte, foarte multe minciuni care vor ieși la suprafață. Văd o iluminare a ta și iluminarea asta a ta te va enerva destul de tare. Pentru că vei spune cum am putut să cred lucrurile urâte care s-au spus în secret despre o persoană din Pești, Leu. Cum am putut să cred lucrurile astea și minciunile astea care s-au spus? Pentru că n-a fost nimic adevărat. Cineva te-a înverșunat împotriva unei persoane sau a mințit despre o persoană ca tu să urăști persoana aia sau ca să facă lumea și pe tine să urăști acea persoană, acea femeie. Văd că este vorba despre o împărăteasă. Poate fi o femeie care este mai mare decât tine cu 3 ani sau cu 2 ani. Nu are nicio importanță asta, dar cineva care a avut un conflict personal cu acea persoană dintr-o invidie și gelozie nejustificată te-a întors pe tine împotriva acelei persoane. Este ca și cum doi oameni se ceartă sau cineva are un dinte împotriva cuiva și te folosește pe tine ca persoană de la mijloc, ca să spunem așa, ca să se răzbune, ok? Să te pună pe tine să te ceți cu persoana aia sau să vorbești rău despre persoana aia sau să te alături cu alte persoane să-i faci rău. Dacă tu ești persoana care ți-a făcut asta, ok, ia cum rezonează. Dar aici eu văd că cineva te-a influențat pe tine și văd și o regină de săbii aici, ai de-a face cu cineva din balanță, ok? Și văd că termin relația cu persoana asta din balanță pentru că există foarte mult conflict în minciunile astea care s-au spus împreună cu berbecul ăsta. Este o combinație aici. Tu vrei să spui un adevăr și vei spune un adevăr referitor la treaba asta. Vei spune cum a putut să mintă persoanele astea atât de mult sau cum am putut eu să cred așa ceva. Pentru că la un drum aici se află un adevăr și văd că tu vrei să aduci un adevăr într-o dreptatea cuiva. Pentru că aici este vorba despre justiție, ok? Este vorba despre suferința cuiva. Tu realizezi că cineva aici este o persoană care a suferit foarte mult și că de fapt și de drept cine te-a influențat împotriva acestei persoane să crezi lucrurile astea urâte este o persoană care are probleme serioase cu luna, 7 de cupe și steaua posibil de vicii și posibil un dezechilibru mental destul de mare. Ok? Este cineva care creează haos peste tot unde se duce. Este cineva care creează scandal, haos. Adică o persoană care are o invidie pe toată lumea și te-a folosit pe tine într-o situație. Este din luna, așa de cupe și steaua. Magicianul. O manipulare foarte mare aici. Te-a instigat împotriva cuiva. Pe tine un bărbat aici te-a instigat împotriva cuiva cu un conflict care n-avea nicio relevanță, 4 de monede și diavolul. Cineva este necurat aici, clar, un bărbat este într-o chiparea lui. Cineva are o toxicitate foarte mare. Uite, berbecul ăsta care a primit turnul din câte văd. Pentru că este cineva aici care a minciunile îi se răstoarnă în față. Pentru că tu vei confrunta această persoană în față. Ok? Tu vei confrunta persoana asta și îi vei spune de ce te-a mințit în legătură cu anumite persoane sau cu o persoană anume, cu o femeie. De ce te-a mințit despre femeia asta exact? Magicianul știi ce să vii? De ce vei confrunta acest bărbat? Ia să vedem.
7 de săbii pași de băte. O să-i spui unui bărbat de ce ai mințit atât. Care a fost de fapt, uite, nimic din ce ai spus tu nu este adevărat, pentru că tu ai să vezi că persoana asta, deci exact ca și cum tu ai stat la sfat cu cineva sau la bârfă, să-i spunem așa, iar persoana asta acum care te-a pus împotriva cuiva, va minți despre tine. Deci persoana asta îți face foarte mult rău, acest berbec. Ok? Deci persoana asta o să-ți facă foarte mult rău. Pentru că de fapt și de drept bărbatul ăsta care a mințit despre femeia asta avea o gelozie, pentru că femeia asta nu l-a vrut niciodată sau nu-l vrea sau nu a avut nicio legătură cu el. Ok? Pentru că a fost un trei de săbii, el a fost refuzat, nevrut, nedorit. Sau pur și simplu a fost o obsesie pe care bărbatul ăsta o avea față de o femeie în dorință de finanțe, iar tu ai picat la mijloc. Clar. Ce vei face acestui berbec? Ce vei face acestui berbec? Uite, regele de bâte și moartea. Berbecul. Bărbatul din berbec. Cu trei de cupe. Nu știu ce o să-i faci cu moartea, dar o să-i faci ceva cu moartea. O să-i spui, nu pot să cred că mi-ai fost vreodată priet, sau nu pot să cred vreodată că te-am ascultat, sau nu pot să cred că m-am luat după tine, nu pot să cred că am făcut lucrurile astea, regret enorm. Exact, pentru că aici a fost o minciună pe partea de finanțe și o chestiune urâtă pe partea de finanțe pe care a făcut-o berbecul ăsta sau s-a folosit de tine. Iar aici cineva spune, no way, nu pot să cred că s-a mințit atât de mult. Cineva a mințit despre ocupația unei femei aici. Cineva a mințit despre veniturile unei femei. Aici o femeie este foarte serioasă. Aici o femeie nu are nicio legătură cu minciunile acestui berbec. Absolut. Aici un bărbat este cu toate minciunile lui la suprafață și mai mult decât atât, că a mințit despre femeia asta punându-te, dacă ești bărbat, împotriva ei, tu realizând că nimic din ce a spus persoana asta nu este adevărat. Nu știu care e relevanța, pentru că te vei certa și cu o regină de săbii, cu cineva din balanță. De ce te ceri cu regina asta de săbii? Doi de săbii și diavol. De ce cu doi de săbii și diavol? De ce te ceri cu regina asta de săbii? Este cumva implicată regina asta de săbii, balanță, minciunile astea despre persoana asta din leu, ok? Este implicată în aceste minciuni. Și ce-i faci tu, regina asta de săbii? De ce te ceri cu regina? Îi spui că regreți ce ai făcut persoanele astea din leu și că n-a fost nimic adevărat din ce s-a spus. Femeia asta din balanță cu roatul ăsta din berbec te-a mințit enorm în legătură cu femeia asta din leu. Sau cu persoana asta din leu. A fost o minciună. Într-o dorință de rivalitate. Aici a fost o chestiune urâtă. În care tu o să spui, nu mai vreau să te văd nici pe tine niciodată. Nici pe tine niciodată. Nu mai vreau să văd pe nimeni. Nu sunteți prieteni adevărați sau nu sunteți persoane adevărate alături de mine. În niciun caz nu mai vreau să am de-a face cu voi. De ce părăsești regina asta de săbii cu 5 de monede? Că e diavolul întruchipat femeia asta, pur și simplu. De ce părăsești regina asta de săbii? Pentru că a fost atât de rea, a fost atât de rea vis-a-vis de o femeie. Iar tu o să realizezi și o să spui de ce atâta răutate, de ce a fost atât, tu trăiești cu femeia asta, tu ai avut o relație cu femeia asta, ok? De ce atâta răutate? De ce părăsești femeia asta cu diavolul și nouă de săbii? Pentru că ea a vrut decât bani de la tine atât. Bani. De ce cu nouă de săbii și diavolul? Pentru că ea avea și pe altcineva în paralel și nu mai vrei femeia asta care este foarte materialistă
și pentru că odată cu berbecul ăsta o părăsește pe ea și ea avea o relație cu acest berbec. Femeia asta din balanță care trăiește cu tine și puteți să fii soț și soția avea o relație cu berbecul ăsta ascuns. Ok? Și mai mult decât atât erau finanțe aici, materialismul ei față de tine, punându-te cu 9 de săbi și diavolul să te întorci împotriva unei femei, degeaba împreună cu berbecul ăsta sau rac, ok? Să te întorci împotriva femeia asta din leu, doar pentru egoismul ei și pentru dezechilibru mental acestui berbec. Tu realizezi că împărăteasa asta, femeia asta este o femeie iubitoare, tu realizezi că persoana asta este o persoană curată și tu realizezi că, na, deci posibil chiar să te îndrăgostești de femeia asta, dar absolut, tu spui cineva chiar a avut dreptate aici, chiar trebuie să recunosc că cineva a avut dreptate aici. Regina de cupe, 6 de cupe. Regina asta de bâte. Păi, femeia asta chiar a avut dreptate. Femeia asta chiar a suferit pentru ce am făcut eu. Tu o să-și ceri scuze față de cineva. Exact. Sau ia cum rezonează aici, în ce parte ești tu. O să-și ceri scuze față de persoana asta, 3 de cupe cu forța din leu. Pentru că aici a fost o nedreptate foarte mare, degeaba, pentru, din cauza unei femei materialiste și unui bărbat imatur. Da, clar. Bun, haideți să trecem la balanță. Eu cum mergem în balanță, că am văzut și aici balanța, hai să vedem ce este. Cum așteaptă pe cei din zodia balanță, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, luna ianuarie 2024, evenimente importante, balanță. O balanță aici, care regretă. Incredibil. Am amestecat cărțile și mi-au căzut. Incredibil, deci am zis gemeni cu balanța, aveți de-a face. 7 de cupe, steaua, luna și casa. Fundația, care a fost o fundație instabilă total. Și să știi că aici, uite, uitându-mă din partea asta, aici avem de-a face cu cineva... Eu nu știu am avut să vorbesc gemeni pentru balanțe, nu știu cum să vorbesc pentru că ce-mi cade aici e continuarea la gemeni. Pentru că aici o femeie din balanță are o încetinire financiară și mai mult decât atât, ceva are și luna în vărsător aici. Și mai mult decât atât, de-aia mi-a apărut la gemeni care a face cu ceva din vărsător, că femeia asta are luna în vărsător. Mai mult decât atât, cineva aici... Nu știu cum să spun... Ce pot să spun? Arată și 7 de cupe. Ceva țipă la tine, are un conflict cu tine în continuu, uite-te. Cum te uiți, gemeni din exterior, balanță, cum te uita, cineva a avut un conflict cu tine, cineva țipă, cineva este furios aici, cineva spune no way, m-am calmat atât de tare că nu vreau să mai am această discuție. Și am înțeles cine ești cu adevărat. Cineva spune, am înțeles care este adevărata ta față și cine ești cu adevărat. A trebuit să se întâmple trădarea asta ca să-mi dau seama cine ești cu adevărat. Ok? Ca să-mi dau seama, uite berbecul, ca să-mi dau seama cine ești tu cu adevărat. Luna și steaua. Toate minciunile ies la suprafață. De ce săbi? În urma acestei trădări. Poate ești balanță cu balanță aici. Divorțezi de o balanță și alegi să trăiești cu a treia energie care să formezi o relație serioasă, o relație stabilă. Exact. Aici e clar o despărțire de cineva, uite, din gemeni și la gemeni mi-a căzut de cineva din balanță. Pentru că o persoană alege să trăiască cu a treia energie pentru că aici cineva își dă seama ea cum rezonează care e partea curată. Cineva realizează aici că dacă nu mai are bani, femeia nu-l mai vrea. Ok? Și ceva spune aici, femeia asta m-a vrut numai pentru bani și a putut să facă atâtea lucruri toxice pentru lucruri financiare, încât nu merită dragostea și atenția mea în niciun caz. Aici este o despărțire și un divorț, aud. Divorț. Bun.
Haideți să vedem pentru cei din zodia vărsător. Ce vă așteaptă pe cei din zodia vărsător luna ianuarie 2024, evenimente importante. Cineva este într-o așteptare aici. Cineva așteaptă ceva. Aici cineva are o greutate, uite, cineva are o greutate foarte mare în legătură cu o chestiune care iese la suprafață. Cineva se opune ca adevărul ăsta să nu iasă la suprafață, dar n-are ce să facă pentru că adevărul este la suprafață. O persoană aici alege să trăiască cu un rege de bâte. E continuarea gemeni în balanță vârstătorii, incredibil, nu pot să cred! Deci nu pot să cred! Cineva se opune ca un adevăr să nu iasă la suprafață și anume adevărul ăsta este că nu mă interesează. Acum ea în ce poziție ești tu? Cum mi-au căzut energiile astea? Pentru că aici este vorba despre ce am văzut la gemeni și balanță. Și că balanța aceea are luna în vărsător. Aici este o greutate din partea acestei persoane pentru că ea dorește să trăiască cu regele ăsta de bâte și pentru că ea a avut o relație în secret cu acest rege de bâte. Ea, el, ea cum rezonează, ok? Aici clar aud ca și mesaj că roata îi se întoarce cuiva în privința faptului că adevărul este la suprafață, deși cât de mult s-a opus persoana asta să nu iasă adevărul la suprafață, iese. Ce adevăr este la suprafață? Faptul că cineva avea o relație în paralel cu a treia energie. Femeia asta avea o relație în paralel cu a treia energie. Și acum înțeleg tot. Întorcându-mă la gemeni, ce am văzut acolo despre femeia asta din balanță și bărbatul din berbec. Și ei văd foarte clar. De-aia a participat această femeie din balanță la trădarea energiei feminine pe care am văzut-o la gemeni. Și a instigat persoana din gemeni împreună cu berbecul ăla. Pentru că ea, iubind berbecul, ok, ea a vrut să-i facă rău acelei femei pentru că berbecul instiga. Și cine a fost din gemeni a căzut la mijloc și degeaba. Și degeaba. Dar cea mai tare fază este că bărbatul ăsta din gemeni prinde femeia asta din balanță cu bărbatul ăsta din berbec. Telenovelă. Ok. Haideți să trecem la zodiile de apă. Ce vă așteaptă pe cei din zodia pești, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, luna ianuarie 2024, evenimente importante. Foarte mulți dintre voi aveți casa a doua în pești. Da. Aici este o colaborare foarte importantă care o să aibă loc la tine împreună cu o persoană care o să te ajute foarte mult din punct de vedere financiar. Tu manifesti discuții foarte drăguțe cu persoana asta. Este un bărbat foarte echilibrat și mai mult decât atât este o persoană foarte intuitivă și spirituală. Te vei cunoaște cu persoana asta dacă nu cred că cunoști deja această persoană, pentru că mie mi-apare că urmează să cunoști în două zile persoana asta. Două sau trei zile. În urma unei suferințe prin care tu ai trecut, cu minciuni, trădări, etc., sau un conflict în viața ta pe care l-ai lăsat în spate, cunoști persoana asta care te ajută să afli un adevăr și mai mult decât atât, îți aduce foarte multă fericire. Este cineva care are foarte multe lucruri să spună de la prima întâlnire. Este o persoană foarte intuitivă. Cine își răsa de monede? Poate să fie cineva din leu. Regele de săbii cu soarele. Poate să fie o persoană din leu. De ce o să-ți facă atât de mult regele de monede?
Pentru că este o persoană foarte influentă și pentru că magicianul cop de bute este cineva care ți-a spus să-ți aducă o dreptate financiară și mai mult decât atât o să-ți ajute foarte mult din punct de vedere financiar persoana asta. Și nu numai pentru asta, ci pentru faptul că bărbatul ăsta este cineva care o să te facă foarte fericită. Este cineva care te ajută foarte mult să încheie un capitol. Poate treci printr-un divorț și pur și simplu este o persoană de care te îndrăgostești. Ok? Poate să fie cu 3 de monede, cu haină de stat sau poate să fie un avocat. Este cineva de care te îndrăgostești și se îndrăgostește de tine. Pentru că în timp ce tu ești supărată cu divorțul și prin ce treci, etc., sau ce ai tu aici, prin ce treci, persoana asta ți este alături și mai mult decât atât te place foarte mult. Și mai mult decât atât așa este menit să-ți cunoști sufletul pereche. Pentru că aici cineva te apără, este de partea ta în privința unei persoane care, justiția, dar poate să fie partaj, divorț, ok? Sau cineva care ți-a făcut un rău în privința unei persoane care ți-a făcut rău, bărbatul ăsta, cu foarte mult devotament chiar, este de partea ta. Ce o să te fac atârferite cu 9 de cupe? Roata. Este vorba despre destin. Și faptul că bărbatul ăsta ți-aduce dreptate și ai un nou început cu el atât de frumos. Foarte frumos nou început o să ai cu bărbatul ăsta. Cineva spune aici... aud ca și mesaj că cineva spune aici, wow, nu pot să cred că am ajuns până aici ca să-mi cunosc sufletul pereche. Mediul ăsta, ok? Sau, wow, nu pot să cred că de fapt asta îmi pregătea universul și că a trebuit să trec prin toată tevatura asta ca să-mi cunosc sufletul pereche aici. Wow, nu pot să cred. Nebănuite sunt căile Domnului, ok? Rac, haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Rac, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, luna ianuarie 2024, evenimente importante Rac. Văd că aici... tu închei practic un dezechilibru și jocul cuiva, care, o persoană care s-a jucat cu tine. Pare că tu spui cuiva aici, știi ceva? Vrei sau nu vrei? Sau lasă că decid eu pentru tine, nu mai vreau eu. Pentru că aici este o chestiune de, probabil, poate fi și energia ta, în care cineva spune, dacă nu te hotărăști să fim împreună, nu ne mai împăcăm și punct. Sau poate fi energia ta care spui, nu mai vreau să mă joc. Poate cineva aici își alege familia și spune, nu mai vreau să am nicio aventură, nu mai vreau să mă joc. Prefer să merg pe partea asta curată sau prefer să mă reîntorc la gânduri bune vis-a-vis de stabilitatea mea. Pentru că aici, dacă tu ești căsătorită, ai o persoană care... s-a despărțit de tine sau a fost o despărțire între voi în care cineva spune nu mai vreau cealaltă sau nu mai vreau să umblu, nu mai vreau să mă joc. Aici sunt două puncte. Ori cineva spune vreau să trăiesc singur pentru că văd împăratul ăsta care este un bărbat cam arogant și egoist. Vreau să trăiesc singur pentru că vreau să mă focusez pe partea materială și tu spui pa la revedere și nu te mai aștept. Pentru că cineva aici a fost ba da, ba nu, ba stau, ba plec, ok? Și atunci a decis tu să nu mai fii cu bărbatul ăsta. Ori varianta numărul 2, pui niște condiții cuiva aici și poate să fie soțul tău, dacă se mai repetă o singură dată o infidelitate din partea ta către mine, lucrurile s-au terminat definitiv. Și eu spui foarte clar, dacă se mai întâmplă o singură dată această trădare, ok? Lucrurile între noi s-au terminat definitiv. Eu nu o să mai repet această greutate prin care am trecut atât de greu. Deci cineva a trecut foarte greu peste o trădare aici și cu toate astea a vrut să dea o șansă să ierte. Pentru că aici un cuplu a ajuns la o rutină. Un bărbat aici a înșelat foarte mult și nu știu dacă tu ești femeie, poți să fii rac cu rac, rac cu pești, rac cu săgetător. Ideea este că tu spui...
în zac cu pești, uite, vă, 5 de monede, că s-ar putea să nu mai vrei persoana asta. Pentru că cineva pune foarte mult preț pe lucrurile financiare și mai mult decât atât, oricineva stă prea mult la locul de muncă, nu ți acordă atenție, stați prea mult despărțiți, stați prea mult distanțați unul de celălalt. Un bărbat a ascuns ceva de tine și anume și-a cumpărat o proprietate, aud ca și mesaj, ascunsă de tine. Și tu spui acestui bărbat, cum ai putut să cumperi o proprietate ca eu să nu știu? Sau cum ai putut să investești într-o altă direcție când suntem soț, soție sau trăim împreună și eu să nu știu? Ok? 10 de săpiște de pentacle. Nu, clar, tu spui aceste, îi pui condiții, și nu știu dacă mai pui vreo condiție sau îi zici direct pa. Pentru că ai cineva o să spună, nu, turnul și 3 de monede. Da, clar, este vorba despre aventuri. Cineva spune, am aflat despre aventurile tale, uite tu ca regină de cupe, care ești rac aici. Spui, m-ai trădat în nenumărate rânduri. N-a rezultat nimic din relația noastră. Am așteptat ca să te prind cu mâța în sac. Te-am prins. Sau te-am prins de atâtea ori și am așteptat să te schimbi. Sau ți-am acordat șanse peste șanse. M-ai înșelat cu altcineva. A fost altcineva în peisaj. Lucrurile s-au terminat. Punct. Cred că e finit. Bun. Pentru că aici cumpărat un bărbat a fost foarte încrezător că nu o să fie prins. Cineva a repetat chestiunea asta de multe ori. Aici cineva a repetat-o de multe ori. Deci n-a fost la primul incident de genul ăsta. Cineva venea acasă, se prezenta ca împărat și anume soțul și tatăl perfect, ok? Și în paralel când pleca de acasă era regele de bâte, aventurier. Dar tu ei că am văzut jocul acestui bărbat și l-ai urmărit și ai descoperit ceea ce făcea prin spatele tău. O secundă. Bun, haideți să facem și ultima zodie pentru cei din zodia Scorpion. Haideți să vedem cărțile astea nefoase. Stai că mi-am pus să le gestionez. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Scorpion, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul sud, Lilith? În luna ianuarie 2024, evenimente importante, Scorpion. O decizie este luată definitiv aici la tine. Ok? Aici o discuție, tu răbufnești practic și ai o discuție foarte aprinsă, ori pur și simplu strigi adevărul care este eliberator pentru tine în ceea ce reprezintă fericirea ta. Pentru că aici cineva te-a hărțuit sau te-a agasat foarte mult timp, cineva din berbec săgetător, un bărbat din berbec săgetător, este cineva care dispare din viața ta. O persoană care va plăti karma cu judecata din câte văd, pentru că o să înțeleagă ce puternică este divinitatea, ce puternică este intuiția ta. Cineva aici a adus, de ce a adus discordie regele ăsta de bute? Ia să vedem. Împăratul berbec. A adus discordie pentru că persoana asta avea o aversiune față de ceea ce făceai tu pe partea de muncă. Era o jonglare. Vrea să facă lumea să te urască pentru că tu ești o persoană foarte iubită și mai mult decât atât, a vrut să rămâi singură, să nu mai ai pe nimeni. A vrut să nu fii împreună cu nimeni. A vrut să fii tot timpul lăcrimată. Eu n-am să înțeleg niciodată răutate, eu spun, da. În fine. Care va fi fericirea ta cu judecata și Marea Preoteasă? Aici să știi că tu ai să începi o greutatea ta se termină, vine claritate și ai să începi o nouă relație. Și relația, cu cine ai să începi o nouă relație cu astfel de slăbim? Cu cineva din gemeni, gemeni leu. O să începi o nouă relație cu cineva din gemeni leu. Este cineva care divorțează sau termină o relație cu altcineva. Este un bărbat care, din câte văd, are și un copil cu o persoană. Ok. Asta e energia nouă care vine către tine. Dar este un bărbat în divorț.
Este un bărbat care o să divorțeze. Și mai mult decât atât, ia să vedem turnul. Turnul scoate la suprafață, cum s-ar spune, dreptatea ta vis-a-vis de persoana asta care te hărțuia în secret. Poate era un grup de oameni, dar era un bărbat care făcea treaba asta din umbră. Dar intuiția ta este foarte profundă și mai ales decât atât, judecata divină este de partea ta. Și aici judecata divină și Dumnezeu și arhanghelii, că ești foarte protejată, a vrut să scoată la suprafață ce făcea persoana asta prin spatele tău. Pentru că cineva aici este un înger pământean. Practic, misiunea ta este una spirituală și mai mult decât atât, ești o persoană foarte bună. Ești o persoană foarte sufletistă. Și intențiile tale sunt unele curate și bune. Și văd aici că ai lucru cu oamenii, ajuți oamenii sau faci bine. Iar cineva nu suferea treaba asta pentru că este o energie întunecată. Da. Aici a fost un plan din partea divinității să scoată la suprafață o persoană care te trăda prin spatele tău și probabil nu pot să spun că te întrebai, că repet, intuiția ta a fost întotdeauna corectă vis-a-vis de faptul că tu miroseai ceva, nu miroasea bine cu persoana asta. Era cineva care a încercat să infiltreze în familia ta sau să pară că este o persoană bună. Este un bărbat mai tânăr, un bărbat care avea un dinte împotriva ta în legătură cu faptul că tu ajuți oamenii. Da, uite, 7 săbi și stau. A vrut să-ți creeze greu, să mintă despre afacerea ta, să mintă despre tine sau să mintă în nenumărate rânduri. Este cineva care pare o energie de obsesivă. Cuiva care s-a pus pur și simplu pata pe tine și a făcut niște lucruri din răutate pură. Că alte explicații nu-i găsesc acestei persoane. Răutate pură. Dacă există răutate pură. Cred că există. Ok. Răutate naturală, să spunem așa. Naturală. Pentru că tu cu cine ai avut de-a face aici nu a cunoscut empatia și bunătatea. Tu ești o persoană empatică și bună. Tu ești o persoană care ai dovedi și vei dovedi ce înseamnă empatia cu adevărat. Cineva aici, eu întotdeauna spun, binele întotdeauna câștigă. Mai presus de Dumnezeu nu este nimeni, ok? Și aici asta este dreptată din partea divinității către tine. Pentru că tu ai o misiune foarte importantă sau indiferent ce faci pe partea de carieră, ești o persoană iubită, ești o persoană plăcută sau pur și simplu ai putut să ai de-a face cu o energie de un bărbat obsedat care pur și simplu nu vrea ca tu să fii cu altcineva. Și tot timpul prin spatele tău spunea altcuiva, sunt cu persoana asta, mințea. N-avea nicio treabă cu bărbatul ăsta și mințea prin spatele tău. Eu am fost cu persoana asta și persoana asta și femeia asta e așa și așa și așa. Uite că eu cunosc persoana asta, eu știu ce face, eu știu cum este, eu știu relațiile. E o persoană care își bate joc sau o persoană care umblă mult sau o persoană etc. Sau o persoană care nu este justă sau o persoană care își bate joc sau... Cineva a mințit foarte mult aici. Dar bucură-te și ia sfărâcelele pentru că iese adevărul la suprafață. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Scorpion. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem mâine.